Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, critică actuala guvernare PSD pentru lipsa de implicare în simplificarea birocrației din România, promisiune făcută de socialdemocrați în perioada ultimei campanii electorale. Într-o declarație politică intitulată „Unde ați pierdut debirocratizarea, domnule prim-ministru?”, deputatul Ioan Balan atrage atenția că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă atât cetățenii români cât și antreprenorii este legată de relația acestora cu autoritatea statală, organ fiscal, agenție care emite autorizații, direcție sau inspecție sau autoritate publică centrală. Liderul PNL a amintit că în ultimii ani au existat mici tentative de debirocratizare, eșuate parțial, care ar fi trebuit să facă viața cetățeanului mai simplă. Deputatul Ioan Balan a dat ca exemplu așa numita dispariție a tradiționalei ștampile sau dispariția obligației cetățeanului de a furniza autorităților cazierul sau unele adeverințe, rămânând ca autoritatea publică să ceară ia altor autorități informațiile de care are nevoie. Deputatul Balan a arătat că birocrația excesivă lovește nu numai în cetățeanul de rând, ci și în performanțele și competitivitatea agenților economici din România. El a adăugat că dacă până la completarea acestor hârtii nu intră în faliment, agenții economici mai au o șansă să se apuce și de afaceri. Deputatul sucevean a mai spus că de mulți ani oamenii de afaceri onești din România strigă din răsputeri că cel mai mare dușman al lor este tocmai birocrația, nerespectarea termenelor, costurile uriașe generate de birocrație și pierderile de oportunități generate de întârzieri. Ioan Balan a afirmat că este de necontestat faptul că în ultimele 9 luni de zile birocrația a făcut tot mai grea viața românului. Balan a precizat că dacă cineva contestă acest lucru, ar fi bine să vadă singur cozile interminabile care continuă să se formeze la eliberarea documentelor de identitate, a permiselor de conducere sau pentru înmatriculări de vehicule, acest lucru întâmplându-se aproape în toată țara. Deputatul PNL de Suceava mai consideră că este jenant să se tot audă scuza autorităților române care dau din umeri și aruncă vina pe cetățenii plecați la muncă în străinătate, care, în scurtele lor vacanțe în țară, vin să-și reînnoiască documentele de identitate. Ioan Balan a mai amintit că în campania electorală, PSD le-a promis agenților economici că nu vor mai plăti taxe și impozite până când acestea nu vor fi toate accesibile și plătibile prin internet. Balan a atras atenția că dacă în acest sens nu s-a făcut nimic, guvernul s-a gândit să le facă o surpriză agenților economici și a inventat absurdul split TVA, plata defalcată a TVA, adică un nou proces birocratic, o nouă durere de cap pentru agenții economici.